Astăzi am pentru voi o pompă din gama media celor de la EvoTools, gama Evo Sanitari. Este vorba despre modelul HGT672043, o pompă sumersibilă cu carcasă din plastic de 750 W. Haideți să vedem ce se află în pachetul de livrare și bineînțeles că o să-i facem și un test. Am aici pregătit bazinul de 1000 de litri plin cu apă, să vedem exact în cât timp reușește să mute apa. Probabil o să o lăsăm pe 500 de litri pentru că nu este o pompă de capacitate mare și ar dura prea mult testul. Este o pompă ce poate să transporte 200 de litri pe minut dacă utilizăm gura de evacuare maximă. Ea are racorduri 25-32 pe filet și 32 din nou pentru furtun, înălțime maximă 8,5 metri. Absorpție, de obicei acestea merg între 6,5 și 8,5 metri ca să scoată și o cantitate bună de apă. Avem manual de utilizare pe care vă încurajez să-l citiți, avem racordul de care vă menționam mai devreme și bineînțeles avem și pompa aici. Este o pompă clasică, simplă, destul de accesibilă, cu un raport calitate-preț bun, o construcție bună, care reușește să vă aducă apă suficientă pentru irigarea grădinii, spre exemplu. Haideți să ne uităm puțin mai de aproape la ea, să vedem cum este construită. După cum se poate observa aici, în partea de jos, avem orificii de absorpție destul de mari, semn că poate să funcționeze pe apă semi-murdară, să zicem, nu foarte, foarte murdară, cu impurități mari, dar poate să absoarbă destul de multă mizerie. Construcția destul de bună, este cu amorsare automată. Aici avem orificiul pe unde o să iasă aerul din pompă în momentul în care o introducem în apă. Poate să transporte apă la o temperatură maximă de 40 de grade Celsius, indicele de protecție IPX8, 2850 de rotații pe minut. Adâncime maximă de imersie, după cum am menționat deja, 8 metri, am zis eu la început între 6,5 și 8, deci undeva la 8 metri are această pompă și înălțime 8,5 cu 200 de litri pe minut. Este dotată și cu plutitor, bineînțeles, în momentul în care coboară, pompa o să se oprească automat. Haideți să montăm și acest racord, vedem că este la un unghi de 90 de grade, are și garnitură și tot ce trebuie, o să lăsăm așa, nu o să tai din el, dar vedem că putem să tăiem această ieșire pentru furtun dacă vrem să avem un diametru mai mare, spre exemplu, ca să facem o conexiune fixă, sau putem să-l tăiem chiar și mai jos, sau, de ce nu, dacă vrem să beneficiem de întreg debitul de apă disponibil, putem să facem o conexiune fixă direct aici pe acest racord. Noi o să folosim un furtun pe prinderea de 25 de mm și o să încercăm să scoatem apa din acest bazin, să vedem care este timpul de lucru și cum funcționează, bineînțeles, această pompă. O să conectăm furtunul aici. O să-l prind și cu o bridă pentru că nu stă foarte, foarte prins și nu aș vrea să existe pierderi de apă. Exact așa. Cablul de alimentare, după cum vedem, este destul de lung. Nu am găsit specificată lungimea lui, dar este undeva între 15 și 20 de metri lungime. Suficienți, a zice eu, mai ales că nu putem să o folosim la o adâncime foarte mare. Plutitorul o să leg aici de furtun, ca să mă asigur că funcționează în continuu până reușește să transporte apa și o să o introducem aici. Vedem că ea deja scoate aerul din pompă, imediat cum am introdus-o. Este bine să așteptăm puțin până se amorsează. Vedeți, ea deja s-a amorsat în doar câteva secunde, după care putem să o și pornim. O să o las până pe fundul bazinului. Iar acum o să pornim și camera secundară ca să punem și un cronometru pe ecran. O să lăsăm până ajung bazinele la același nivel ca să fie 500 de litri de apă, după care dublăm valoarea să ne dăm seama în cât timp poate să scoată un metru cub de apă.
Rezultatul este surprinzător din punctul meu de vedere. Chiar și pe evacuarea, pe ieșirea de 25, nu știu dacă am văzut eu bine pe cameră, cronometrul de pe ecran este cel mai precis, dar pe camera mea am avut 500 de litri de apă în 2 minute și ceva, cred că 2 minute și jumătate. Asta înseamnă 1000 de litri de apă în 5 minute. Deci respectă practic tot ce scrie pe cutie, adică 200 de litri pe minut. Pentru că dacă dublăm din nou la 10 minute, avem 2000 de litri în 10 minute, chiar și pe evacuarea de 25. Mi se pare o pompă foarte, foarte tare și foarte puternică. Nu m-aș fi așteptat la 750 de W să aibă un asemenea debit super, super bună, peste multe modele pe care le-am mai testat de la EvoTools, adică cel puțin cu un timp mult mai bun. Într-adevăr, nu este cu carcasă din inox, cum sunt celelalte, dar are foarte multă putere, chiar și pe evacuarea aceasta mică. Cu siguranță pe evacuarea mare nu mai are atât de multă presiune, probabil se observă pe cameră cum furtunul în interior se zbătea acolo, deci are și presiune mare, dar și un debit mare de apă. Așteptăm părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, scrieți-ne cum vi se pare această pompă submersibilă de la EvoTools, dacă vă place sau dacă nu vă place, iar dacă vreți să aflați mai multe detalii de natură tehnică despre ea, în descrierea clipului găsiți link către site-ul oficial honest.ro. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!